Săptămâna trecută a fost lansat Planul Național de Redresare și Reziliență. 30,4 miliarde de euro, din care peste 64% sunt alocați pentru dezvoltarea infrastructurii din toate domeniile de activitate, pe coordonatele tranziției verzi și a combaterii efectelor schimbărilor climatice. Proiectele trebuie finalizate până în vara anului 2026, iar municipiul Suceava face parte din acest plan european. Este un program și un plan foarte important pentru România, evident și pentru Suceava, pentru județul Suceava, pentru orașul nostru. Este un program de fonduri europene de 30,44 miliarde de euro și este foarte important pentru că, așa cum am spus și altă dată, în exercițiul financiar următor, 2021-2027, vor fi fonduri europene foarte multe, 84 de miliarde comparativ cu 37 miliarde cât sunt în actualul exercițiu financiar 2014-2020. Sigur că aici se referă la trei piloni, acest Plan Național de Redresare și Reziliență, pilonul 1, transport, schimbări climatice, pilonul 2, servicii publice, dezvoltare urbană, valorificare patrimoniu, acest pilon 2 se adresează în mod special orașul, mediul urban, municipiul reședință de județ, municipiilor și orașelor, și e foarte important pentru orașul nostru, și pilonul 3, competitivitate economică și reziliență. Vreau să vă spun că municipalitatea suceaveană are pregătite proiecte deja în valoare de 141.133.852 de euro, după cum urmează. Sistem integrat de management, modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții, pilonul 1, pe pilonul 1 din acest plan, 30.565.000. Pe pilonul 2, reabilitare monument arheologic Curtea Domnească, 33.410.000. Pilonul 2, zona de agrement Parc Șipote, în prima fază mai avem noi făcut proiect și urmează, sigur, consultarea care am spus-o, mai am depus o fișă de proiect, poate suporta modificări, 23.364.85 lei. La fel, pe pilonul 1, ruta ocolitoare, varianta ocolitoare numărul 2, pe varianta europeană 85, Mara, Nipotești, Șăuță, Salcea, în valoare de 186.410.000 de lei, este în faza de actualizare valoarea, această valoare. Reabilitare rețelei termice, tot pilonul 2, 144.000 de lei. Pilonul 2, la fel de important și prevede, și o să citesc exact din pilonul 2, prevede realizarea de campusuri universitare, deci investiții în infrastructură educațională, la care prevede învățământ universitar și investiții în campusuri pe lângă celelalte forme de învățământ. 121.250.000 de lei, reabilitări clădirii publice, și aici discutăm în primul rând de clădirile publice ale unităților de învățământ. Așa cum am reabilitat clădirea primăriei municipiului Suceava, să putem reabilita și unitățile de învățământ din subordinea primăriei și la fel de important discutăm aici de digitalizare. Avem proiect pe fonduri europene la primărie, mai putem suplimenta dacă avem nevoie din acest program PNRR și la fel de important să dezvoltăm această digitalizare la unitățile de învățământ. Am pus aici suma de 145.500.000 de lei, total 684.499.185 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 140 milioane de euro. Sigur, o problemă pe care am să o ridic pentru că el este în dezbatere publică, acest program de recuperare și reziliență, și o să vedem toate detaliile din el. Pe partea de infrastructură, voi insista dacă este posibil să se introducă parcări supraterane și subterane. Avem proiecte importante de parcări în orașul nostru și vrem să le finanțăm pe fonduri europene. Deci ne pregătim, vreau să vă spun, în această perioadă am mărit schema de la Direcția de Fonduri Europene cu încă 10 salariați distribuiți din cadrul primăriei municipiului Suceava și ne dorim să facem o direcție foarte puternică, să fim pregătiți să atragem cât mai multe fonduri europene.